O nouă poveste de iubire dintre un britanic și o refugiată din Ucraina ține capul de afiș al tabloidelor. De această dată este vorba despre un britanic extrem de înstărit, care și-a părăsit soția pentru o refugiată ucraineană pe care o găzuiseră în conacul familiei. Conform mesajul.ro, milionarul în vârstă de 52 de ani a fost unul dintre cei care, imediat după începerea războiului din Ucraina, au făcut presiune asupra guvernului britanic pentru a ajuta refugiații ucraineni. Maria, o refugiată ucraineancă în vârstă de 39 de ani, a primit viză de rezidență în Marea Britanie și a fost găzduită la conacul din Surei al familiei Overly. Se pare că bărbatul a apelat chiar la Boris Johnson și la ministrul de interne pentru a urgenta procedura de obținere a vizei pentru ucraineanca, ce ulterior i-a devenit iubită. La doar câteva luni de la acel moment, Overly și-a părăsit soția și copilul pentru a fi alături de ucraineancă. Milionarul fusese recent lăudat de fostul secretar al Ministerului Sănătății, după ce s-au întâlnit la o sărbătoare locală. A fost grozav să cunosc un cetățean ucrainean găzduit de o familie locală, nimic mai englezesc decât sărbătoarea satului care să le ureze bun venit, scria Hunt într-o postare pe Twitter. În aprilie 2000, Overly a fondat SelfTrade, o platformă de tranzacții bursiere online, pe care au vândut-o câteva luni mai târziu pentru 900 de milioane de lire sterline. A fost director al companiei de creditări Wonga, societatea acuzată de parlamentarii britanici că folosește ratea dobânzilor vertiginoase, conștienții de faptul că oamenii nu aveau cum să le plătească pentru a-i deposeda de bunurile lor imobile. Firma s-a închis în 2018 după ce a înregistrat pierderi uriașe și a intrat în administrare. De atunci a cofondat Down Capital, pretinde a fi cel mai mare investitor specializat în software business-to-business business din Europa și care valorează mai mult de 2 milioane de lire sterline, relatează mesajul.ro.